Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Gimițoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Sunt vă biserică în seara aceasta, prin mila Domnului. După ce am studiat o carte a profețiilor mici din Vechiul Testament, ne-am rugat, am cântat, am strâns darurile noastre financiare cu care ne-am închinat Domnului. Am ajuns la al doilea cuvânt de învățătură din pildele Domnului și vreau să vă spun faptul că între studiu biblic și predică este o foarte mare diferență. Diferențele sunt multe, eu nu le amintesc. Vă spun doar faptul că, primi la Domnule, am ajuns la pilda cu numărul 25 și dacă ținem cont de lecția de introducere și de faptul că asupra unor pilde am stăruit două sau trei joi, asta înseamnă că probabil suntem la 35-a întâlnire pe tema aceasta. Personal, cred că o biserică în viața ei ar trebui să studieze toată Biblia, de la Cartea Genesa până la Apocalipsa, dar carte cu carte sau subiect cu subiect, pentru că în felul acesta un om ajunge la facultate, făcând clasa 1, a doua, a treia, și așa mai departe. Noi trebuie să ne educăm mintea și să ne întărim Duhul. Ne educăm mintea prin Scriptură și ne întărim Duhul prin rugăciune, prin post, prin părtășie frățească. Și în seara aceasta suntem bucuroși de harul pe care ne-l dă Dumnezeu, să avem mintea întreagă, să avem disponibilitate și timp, sănătate, să fim împreună și să ne smerim încercând să înțelegem cuvântul Domnului. În seara aceasta vă cer să vă deschideți Bibliele în Evanghelia după Luca, capitolul 18, de unde vom citi pilda uh, robului, pilda judecătorului nedrept. Capitolul 18, versetul 1 la 8 pilda judecătorului nedrept. Vă rog să vă ridicați în picioare. Să citim cu băgare de seamă cuvântul. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voie să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi vă face dreptate, ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ. Amin. Mulțumesc că reocupați-vă locurile, frați și surori. Pilda judecătorului nedrept. Acest capitolul 18 din Luca, din care am citit în această seară, prezintă doar două pilde și trei evenimente. Unul dintre ele este Isus și copiii, altul este Isus și tânărul bogat și al treilea este Isus și vindecarea unui om orb. Ambele pilde vorbesc despre nevoia, despre importanța, dar și despre suficiența rugăciunii, dar în mod deosebit, în contextul revenirii lui Isus Hristos, Priviți, capitolul 17 vorbește despre revenirea Domnului Isus și motivul pentru care Domnul spune pildele din capitolul 18, judecătorul nedrept și pilda vameșului și fariseului, le spune ca să explice poporului nevoia disperată de rugăciune, dar în contextul celor spuse în capitolul 17. Motiv pentru care încheie pilda judecătorului nedrept cu versetul 8 spunând vă va face dreptate în curând la care curând se va referi, se refere s-a referit și explică în a doua parte a versetului când va veni fiul omului să vă facă dreptate va găsi credință ca să primiți dreptatea pe care o face el motivația pildei așa cum am anticipat Domnul vorbește despre rugăciune și pilda aceasta este motivată de intenția Mântuitorului să le explice oamenilor că trebuie neapărat să se roage. Dincolo de necazurile prin care au predispoziție naturală să se roage. El le spune în versetul 1 următorul lucru. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage. Există imperativul trebuie. Trebuie să se roage. Trebuie să te rogi. Trebuie. Aici nu are legătură dacă simți sau dacă nu simți. Dacă ești o persoană mai emoțională și te rogi mai ușor sau dacă ești un om mai logic și termin rugăciunea în trei cuvinte, sistematizând nevoile și înghesuindu-le în trei propoziții. Trebuie să te rogi. Dincolo de diferențele care se pot face între noi, din multe puncte de vedere, imperativul divin este trebuie să te rogi. Doi. Isus le-a spus o pildă ca să arate că trebuie să se roage, dar trebuie să se roage necurmat. Necurmat înseamnă fără oprire. Înseamnă să te rogi tot timpul, să te rogi fără pauză, să nu curmi. Să nu oprești rugăciunea necurmat, neoprit. Asta înseamnă că Domnul vorbește de Spiritul rugăciunii. Spiritul rugăciunii nu exclude acțiunea rugăciunii, dar El ne cere aici să ne rugăm mai mult decât prin acțiunea rugăciunii. Să ne rugăm în Spiritul rugăciunii. Ce înseamnă Spiritul rugăciunii? Când conduci mașina, nu te poți așeza în poziția de rugăciune, dar poți fi în Spiritul rugăciunii, în Duhul rugăciunii. Când lucrezi, nu poți să te rogi stând liniștit cu ochii închiși, dar poți sta în duhul rugăciunii. Excepție făcând dacă faci, o, dacă faci o muncă care implică contribuția activă a minții, a sistemului de discernământ, de judecată. Domnul spune trebuie să te rogi, Domnul spune trebuie să te rogi necurmat și Domnul spune. Iisus le-a spus o pildă ca să arate că, unu, trebuie să se roage, doi, trebuie să se roage necurmat, trei, trebuie să nu se lase. Trebuie să nu se lase de la ce? Trebuie să nu se lase de la rugăciune. Adică trebuie să nu se oprească. Să nu se oprească de la rugăciune. Fiți sinceri. Ce notă îți pui de la 1 la 10 în legătură cu aceste trei imperative? Trebuie să te rogi, trebuie să te rogi fără pauză și trebuie să nu te oprești. De la 1 la 10, așa cum întreabă medicii când te duci la spital, cât te doare de la 1 la 10? Ce notă îți pui de la 1 la 10, vis-a-vis -vis de răspunsul la aceste trei întrebări? Ce notă pui la familia dumitale, vis-a-vis de răspunsurile aceste trei întrebări? Ce notă pui Bisericii Betania, de la 1 la 10, vis-a-vis -vis de răspunsurile comunitare la aceste trei întrebări? Dacă Domnul spune trebuie, înseamnă că trebuie. Dacă spune că trebuie să nu ne oprim, înseamnă că nu, trebuie să nu ne oprim. Eu cred că biserica Betania ar trebui să accelereze neapărat cel puțin două lucruri: evangelizarea și misiunea și rugăciunea. Evangelizarea și rugăciunea. Trebuie să accelereze multe lucruri dar vârfurile la tot ceea ce ar trebui să accelereze în anul viitor, ceea ce ar trebui să fie ca un vârf de lance și să străpungă viziunea noastră pentru anul viitor, ar trebui să fie evangelizarea și misiunea care sunt cam același lucru și rugăciunea și stăruința care sunt cam același lucru. Ar trebui să găsim soluții să ne rugăm necurmat soluții personale, familiale și soluții comunitare, soluții de biserică, la nivel de congregație, la nivel de adunare. Frați dragi, este ușor să creem evenimente, însă este greu să creem o viață spirituală, o viață de pocăință. Evenimentele se creează cu o cântare de fanfară, una de cor, Mariana are 30 de minute, fratele X are 30 de minute, punem pe cineva să facă o benedicție, rugăciunea de binecuvântare de la început, cineva, 3-4-5 persoane umblă cu săculeții să strângă darurile financiare, e un eveniment cu 10 oameni care pot cânta și predica, cu sau fără formații, putem să facem un serviciu divin, un eveniment. Însă să creem pocăință, să susținem pocăința, să avem o viață spirituală, să susținem o viață spirituală în care să-și găsească Dumnezeu plăcerea. Nu mai e nevoie de 10 oameni, e nevoie de toți oamenii. Nu mai e nevoie de 10 oameni care se pregătesc acasă și vin aici și unul spune cântarea, unul dirigează și unul predică. E nevoie de noi toți. Pocăința e a tuturor, predica e a unora. Trebuie menționat și repetat faptul că Domnul vorbește despre rugăciune, despre insistența în rugăciune în contextul revenirii Mântuitorului Iisus Hristos, în contextul răpirii bisericii la cer, în contextul necazului cel mare, în contextul evenimentelor escatologice, adică evenimentele legate de vremea sfârșitului. Lucrăm pe structura obișnuită a intenției de a pilda, adică doi elementele pildei. Pilda aceasta este scurtă, este simplă, este ușoară, are trei personaje principale. Primul, judecătorul nedrept. În mod normal, un judecător trebuie să fie drept. Judecător nedrept e paradox, e ciudățenie. Ca și cum mai spune în mărunt, un om care are meseria de judecător, are meseria de judecător pentru că a făcut școală să judece drept. Ăsta e culmea, a făcut școală să judece strâmb. Al doilea personaj este văduva târâtă în procese fără sfârșit. Și al treilea personaj, este pârșul văduvei, probabil o persoană influentă, bogată, din generația lui, din civilizația aceea, din societatea aceea, care o tot târa pe această femeie văduvă, înțelegem că ea căutându-și dreptatea avea dreptate, că altfel n-avea ce căuta. Nu poți să-ți cauți dreptatea dacă nu ai. Ea mergând și spunând judecătorului, făm dreptate, înțelegem de aici că fiind văduvă, omul acela influent și bogat, bogat o nedreptățea, profitând de singurătatea ei, de vulnerabilitatea ei socială, mă refer la vulnerabilitate socială, o femeie văduvă, o femeie fără nimeni, fără ajutor. Și atunci a apelat la persoana competentă care făcea dreptate celor care nu puteau să-și facă singuri. Și ciudat, târâtă în procese fără sfârșit, omul acesta plătit, educat să facă dreptate, nu vrea să-i facă, n-are chef. A treia parte a predicei a studiului a părtășiei noastre din cuvânt, din această seară, sunt, este explicația pildei. Pilda aceasta prezintă istoria acestui judecător rău, corupt, disprețuitor, arogant, care nu vrea să-și exercite meseria potrivit pregătirii și jurământului pe care l-a făcut. Pilda menționează că acest judecător avea două mari probleme. Nu avea frică de Dumnezeu, și nu avea rușine de oameni. Scriptura ne spune că frica de Dumnezeu e începutul înțelepciunii. Cum să fii judecător fără înțelepciune? Când te aștepți de la un om să judece, te aștepți să lucreze prin el înțelepciunea divină, să ilumineze mintea, să-i dea capacitate de discernământ, să îmbine dreptatea cu mila, pentru că dreptatea este ucigătoare. Însă omul acesta nu se temea de Dumnezeu, nu avea frică de Domnul, de aceea nu avea acces la înțelepciunea care vine de sus. Și de asemenea nu avea rușine de oameni. Asta înseamnă că era un om arogant, un om obrasnic, un om care profita de poziția lui socială, cu siguranță în localitatea lui era singurul judecător. Când sunt zece tâmplari într-un oraș, Există concurență. Nu-mi convine de primul templar, mă duc la al doilea. Dar când există un singur tâmplar în oraș, bun sau rău, e bun? Priviți, vă rog, că Domnul Iisus trage următoarea concluzie. Dacă acest judecător, deși fără frică de Dumnezeu, deși fără rușine de oameni, datorită insistențelor văduvei, până la urmă o ascultă. Oameni buni, cu atât mai mult spunea Hristos ascultătorilor săi. Dumnezeu, care nu-i ca judecătorul ăsta fără frică și fără rușine. Dumnezeu o să facă dreptate aleșilor lui. Ce înțelegem de aici? Înțelegem disponibilitatea lui Dumnezeu de a asculta rugăciunea copiilor săi Lucru care ne inspiră siguranță, liniște, bucurie și pace. Dacă sunt sigur de faptul că atunci când mă rog prin credință numele Domnului și după voia lui Dumnezeu, Dumnezeu mă ascultă, lucrul acesta mă liniștește. Îmi pot fi împotrivă oamenii sau împrejurările, dar dacă Dumnezeu este de partea mea, El va schimba împrejurările și El va schimba inima oamenilor. Când Dumnezeu însă este împotriva mea, Pot fi toți oamenii de pe planeta Pământ cu mine, că nu are nicio importanță. Moartea, boala, necazurile, încercarea nu pot fi oprite. Când Dumnezeu folosește nu iaua, șase miliarde nu l poate opri. Dar când șase miliarde vor să-mi facă rău, Dumnezeu poate să le stea împotrivă. Când e Dumnezeu prieten, nu mai ai nicio problemă. Observați că Dumnezeu se angajează să asculte rugăciunea, însă ucenicii trebuie să se angajeze să se roage. Dacă ei nu se roagă, Dumnezeu ce ascultă? Ascultă Dumnezeu ciripitul păsărilor. Ascultă Dumnezeu balaurii de mare, așa cum spune Scriptura. Ascultă Dumnezeu mesajul ceței de dimineață. Dumnezeu ascultă Mesajul fenomenelor naturii, care de când e lumea lume, așa au fost puse să facă și așa fac în continuare. Numai, numai omul și-a schimbat obiceiul de a comunica cu stăpânul. Și fuge de asta. Rugăciunea este cea mai grea disciplină spirituală. Oamenii mai ușor postesc decât să se roage. Știți de ce? Postul nu-i necurmat, că mori. Dar rugăciunea e necurmată și pe om îl enervează tot ce e necurmat, că nu-i de pauză. Omul vrea să facă ceva și să-l lași în pace. Uitați-vă în adunare, că dacă spun cine vrea să facă la două luni o dată cu tare lucru, toată lumea ridică mâna, o dată la două luni, eh, merge. Dar dacă spui cine vrea să facă de două ori pe zi cu tare lucru, nimeni nu vrea. De ce? Te legi prea tare. Prea tare te legi, în fiecare zi dacă uit. Rugăciunea necurmată e incomodă, nu că-i rugăciune, că-i necurmată, că nu-ți dă pauză. Că tot acolo trebuie să stai cu mintea, că tot asta trebuie să faci. Pe de o parte, trebuie să pornească din Duhul. Pe de altă parte, trebuie să fie o disciplină. Disciplina aceasta e ca și disciplina de a nu fuma, ca și disciplina de a-ți asculta părinții, ca și disciplina de a face ceva, de a învăța ceva, de a-ți impune să înveți ceva. Rugăciunea e o disciplină spirituală. Postul e o, rugăciune, o disciplină spirituală. Observați că, în general, sunt anumite condiții de ascultare a rugăciunii, în special, în pildă, sunt câteva condiții de ascultare a rugăciunii. O să spun mai întâi condițiile generale din Biblie, câteva dintre ele, și apoi, rugăci și apoi condițiile speciale din pildă. Mai întâi, condițiile generale din Biblie. Prima. Neprihănirea. Psalmul 66,18. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Dumnezeu. O persoană care se roagă și nu se roagă în neprihănirea inimii, Dumnezeu nu o ascultă. Observați, acesta este unul dintre motivele pentru care unii oameni nu se roagă, îi condamnă inima și nici nu au îndrăzneală să se roage. N-au libertate. De ce? Pentru că ei știu cum sunt și spune, asta mai întrebe acum. Mi-e și rușine să mă rog, mi-e și frică. Mă găsește Dumnezeu pe genunchi și spune, mai și îndrăznești să te rogi după ce ai făcut? Și atunci te ridici în picioare. Una dintre condițiile generale care să, pentru care să te rogi, să ai libertatea să te rogi, să ai disponibilitatea să te rogi, e neprihănirea inimii. Ori neprihănirea e mai greu de obținut decât rugăciunea necurmată. Mai greu decât neprihănirea nu știu să fie nimic altceva. A doua condiție generală este iertarea. Și când stați în picioare și vă rugați să iertați tot ce aveți împotriva altora, că altfel degeaba vă rugați. Degeaba? Da, degeaba. Alt lucru complicat. O condiție are condiții și condițiile au condiții și condi... tot din condiție în condiție mergem. Trebuie neapărat să vă rugați, dar nu puteți să vă rugați decât dacă sunteți pocăiți. Of. Ok, sunt pocăit, dar nu poți nu, nu pot să te rogi decât numai dacă ierți. Pe cine? Pe toți! lă. Și mai urmează. Înțelegeți de ce e greu să te rogi? Care e o grămadă de condiții. Ca mașina trebuie să aibă ulei, trebuie să aibă benzină, trebuie să aibă curent în baterie, trebuie să aibă o grămadă de condiții, că altfel nu merge. Degeaba are cauciucuri noi. Legea demnității sau demnitatea. Să cereți nu cu scopul ca să risipiți în plăcerile voastre. Iacov spunea, cereți și nu căpătați pentru că cereți cu gând rău să risipiți. Asta înseamnă că omul nu se roagă în legătură cu slava lui Dumnezeu, ci se roagă, se roagă în legătură cu poftele Lui, cu interesele Lui. Interesul lui nu-i gloria lui Dumnezeu. Noi uneori avem impresia că Dumnezeu există ca să ne binecuvinteze pe noi, uitând că noi existăm ca să-L binecuvântăm pe El. Uneori noi avem impresia că Dumnezeu e în cer ca să ne facă fericiți pe noi. Credeți-mă că e greșit. Fericirea noastră este un efect, nu este o, nu e o cauză. Fericirea noastră se realizează când ne apropiem de Dumnezeu, dar scopul e să ne apropiem de Dumnezeu. Nu să fim fericiți? Niciodată Hristos nu spune pocăiți-vă ca să fiți fericiți. Din potrivă spune, dacă vă pocăiți, veți avea necazuri. Că nu-ți mai faci dreptate cu pumnul, nu mai minți ca să scapi. Pocăința te face vulnerabil. un sabia. Patru, credința. Adevărat vă spun că dacă cineva se va ruga și va spune acestui munte dute, se duce dacă crede. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ucenicul trebuie să se roage atât cât crede. Și așa și este. N-ați observat că în timp noi ne-am modelat rugăciunea după credință. Dacă-i voia ta, Doamne, vindecă-l. Nu vreau să spun că este greșit să ne rugăm așa, dar uneori această afirmație e o măsură de precauție. A celui care se roagă, că după aceea să poată zice, n-a fost voia lui Dumnezeu, de-aia nu s-a vindecat. Excludem necredința, excludem lipsa de mărturisire a păcatelor, condiții care există în Scriptură. Asta nu înseamnă că excludem și voia lui Dumnezeu, providența lui Dumnezeu, el face ce vrea. Dacă vrea să vindece, vindece, vindecă, dacă nu, nu. Dar asta nu înseamnă că e singurul motiv. Necredința nu e? Nemărturisirea păcatelor nu e? Nu spune Biblia în contextul vindecării, mărturisiți-vă unii altora? Păi degeaba mă chemați pe mine și puteți să chemați toți potropopii din lume să vă facă ungere. Că dacă nu ne mărturisim păcatele și nu ne pocăim, pastorul pe care îl invităm noi, poate să aibă o reputație grozavă, că n-are el capacitatea să vindece, Domnul vindecă. Și pe Domnul împiedică păcatul pe care nu vrei să-l mărturisești. Aceasta e o evanghelie întreagă. 5. Compatibilitate. Îndrăzneala pe care o avem este că dacă cerem ceva după voia lui, ne ascultă. Dacă nu cerem după voia lui, nu ne ascultă. Asta înseamnă că avem compatibilitate cu Dumnezeu, gândim ca El, mergem la pas cu El, cerem după voia lui Dumnezeu. Ca să cerem după voia lui Dumnezeu, trebuie să cunoaștem voia lui Dumnezeu. Nu este așa că dacă vreți, mergeți în România la rude și n-ați mai fost de 5 ani și nepoții au crescut, vă întreb, vreți să-i duceți niște adidas din America, adidas, pantofi sport, din America, ce mărime, ce size luați, ce mărime luați pantofi? Nu e așa că sunați pe mama copiilor și ziceți, bă, Ioană, cum o cheamă, ce mărime are mă copilul? De ce nu-i luați așa? Ca să luați pantofi potriviți, trebuie să cunoașteți măsura. Biblia spune să ne rugăm în funcție de măsura lui Dumnezeu. Pe cine sunăm să întrebăm de măsura lui Dumnezeu? E? Penultima, legea delegării sau delegarea dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Este foarte important să folosim în numele lui Isus. Dacă vreodată vreți să dați un ajutor cuiva, să spuneți așa, îți fac acest dar în numele lui Isus Hristos. Dacă vreți să ajutați pe cineva, spune, am venit să te ajut în numele lui Isus Hristos. Când puneți bani la colectă, să-i puneți în numele Domnului Isus Hristos. Când duceți bani la casierie, indiferent că folosiți credit cardul mai nou, indiferent că folosiți cec sau cash, spuneți așa în minte și în inimă, ca să vă mai întâlniți cu ei, în numele Lui Isus Hristos. Aceasta este delegare de autoritate, în numele Lui Isus Hristos. Asta este ștampila companiei cerului, în numele Lui Isus Hristos spune așa, tot ce faci, fă numele Lui. Când te rogi, roagă-te numele Lui. Spune, te binecuvintez în numele Lui Isus Hristos. Binecuvintez casa mea în numele Lui Isus Hristos. Binecuvintez familia mea în numele Lui Isus Hristos. Binecuvintez predicatorii, pastorii, prezbiterii, diaconii în numele Lui Isus Hristos. Binecuvintez Biserica Betania în numele Lui Isus Hristos. Dacă nu spun în numele Lui Isus Hristos, cine sunt eu să binecuvintez? Există binecuvântare doar în numele Lui. Numele Lui trebuie folosit. În numele Lui există autoritate delegată. Ultimul lucru, din condițiile generale ale Bibliei, autoritatea. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Ne-am împărțit în denominații, unii mai credem în treaba asta, alții nu mai credem în treaba asta. Unii o înțeleg într-un fel, alții în altul. Biblia spune rugați-vă prin Duhul. Asta înseamnă că te poți ruga prin Duhul și te poți ruga prin minte. Pavel explică lucrul acesta în 1 Corinteni capitolul 14. Acestea sunt condițiile generale ale Scripturii în legătură cu rugăciunea ascultată, pentru că Domnul a spus rugați-vă și era normal să vă spun care sunt condițiile care trebuie îndeplinite dacă tot vă rugați ca rugăciunea să fie ascultată. Niciunul dintre noi nu vrea să se roage doar ca să-și facă datoria. Dacă soția mea nu e acasă, eu nu vorbesc singur și atunci când vine să și îmi zice hai să stăm de vorbă, eu să-i spun, păi eu am vorbit cu tine. Când? Păi când ai fost tu I am spus tot ce trebuia să spun, să fii sănătoasă, plec, am treabă. Atunci când vorbesc, trebuie să vorbesc cu ea. Când ne rugăm, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu cu scopul să ne asculte, nu să spunem cuvinte. Că nu ne plătește nimeni la normă de cuvinte spuse. Dar, în pilda judecătorului nedrept, sunt câteva condiții pe care le numesc speciale, nu că mai speciale decât cele pe care le-am numit generale, ci doar pentru faptul că sunt din textul citit. Uitați ce spune Domnul. 1. Lupta rugăciunii. Văduva aceasta tot mă necăjește. Văduva asta tot mănecăjește. În ce fel îl necăjea? Pentru că îl căuta mereu și mereu. Dacă ieșea din casă, ea era la... în fața casei. Te rog, domnule judecător, sunt o femeie văduvă, am atâta singurătate și amărăciune. Îl știi pe omul ăla care mă poartă prin tribunal de atâta vreme? Omule, fieți milă de mine, ai și tu nevasta, ai și tu copii, gândește-te la mine. Și el probabil că nu o băga în seamă, se urca în caleașcă, în mașină, ce-o fi avut și pleca și l-a la ușa judecătoriei când ieșea la 4, la 5, la 10. Și spunea, domnule judecător, să nu-ți fie cu supărare că vin din nou, dar la cine să mă duc? Te rog, te rog, fieți milă de mine că sunt o femeie amărâtă. Se ducea să-și cumpere pâine sau salam sau eu mai știu ce, ouă și lapte și când ieșea din, din magazin, ia la, la ușa prăvăliei, domnule judecător, să nu-ți fie cu supărare, să scadă bine ce ai cumpărat după ce le vei mânca, da, adu aminte de mine că sunt o femeie văduvă și uite mă poartă ăsta în tribunal. Și el spune, femeia asta mă necăjește, de ce îl necăjea? Te rog, te rog, te rog, te rog. Asta se numește rugăciune, dar rugăciune insistentă. Biserica Pentecostală numește rugăciunea insistentă stăruință. Insistent sau stăruitor fiind sinonim, sinonime. În rugăciune există luptă. Credeți că i-a fost ușor să se ducă la el acasă? Ne știți când se trezesc cu oamenii de dimineață, că cei mai mulți n-au chef să vorbească cu nimeni. Mai ales cu, cu clienții. Ăsta cu era de dimineață și-o fi băut, și-o fi băut cafeaua, a ieșit pufnind din casă, puf, puf, programul e prea de dimineață și-o găsește pasta în fața ușii. Băi, de mine, iar ai venit aici! Femeia a fost greu să-l vadă, i a fost greu, știa că nu-i nu nu face plăcere să o vadă. Când iese din, de la lucru obosit, atâtea cazuri, atâtea treburi, o mai găsește la ușa tribunalului. Ea știa că nu-i place că o vede. Se duce omul să-și cumpere ouă și brânză și o găsește la ușa prăvăliei. Credeți că femeia asta nu știa că îl supără, dar s-a luptat? s-a cu situația în sine care era potrivnică. Situația nu era favorabilă, era nefavorabilă. Și când te lupți cu ceva nefavorabil, se numește luptă. Frați dragi, rugăciunea este luptă. Să vă spun prima regulă a luptei. Pentru că, în primul rând, nu te rogi dacă nu-ți faci timp să te rogi. Doi, nu te rogi dacă nu vrei să îți pui în minte să te rogi. Mereu vei găsi că nu ai timp. Timpul se face, 24 de ore are toată lumea. Unii au timp să se roage două ore, alții n-au timp să se roage două minute. Și amândoi vor să stea la, în sânul lui Avram. Rugăciunea e o luptă. Să nu vă imaginați că duminică la ora 8 e ușor să venim aici. Nu e ușor. Iar dacă venim, mare lucru să nu ne vină și să ațipim. Mare lucru. Și mare lucru dacă nu ne trece imediat setea să ieșim de vreo două ore afară. Pentru că există cineva care vrea neapărat să nu ne bucurăm de timpul ăla. Și așa mai departe. În rugăciune există luptă. Și o luptă grea. Nu ușor? Să nu credeți că întotdeauna nu mai puteți de bucurie. Uneori te simți bine și îți vine să plângi și simți bucurie. Alte ori, parcă nu-ți vin cuvintele. Și trebuie să te concentrezi foarte mult și să spui, Doamne, dăm hard în rugăciune că eu sunt uscat. E luptă în rugăciune. Dacă te rogi doar când ai necazuri, numai cu lacrimi te rogi. Dar dacă te rogi mereu, nu te rogi mereu cu lacrimi. A doua condiție specială este insistența. Ca să nu mai tot vină și să-mi capul. Ceva de genul ăsta îi făcea insistența ei. Tot îl lovea peste cap. Cu cererea ei. Insistent se ruga. Te rog, domnule judecător! Te rog, domnule judecător! Te rog, domnule judecător! Și știi până când a insistat? Până când a primit. Una e să te rogi și să te oprești, și alta e să insisti până când primești. Orice rugăciune repetată este stăruință. Nu e stăruința după botezul cu Duhul Sfânt. Titlul ăsta generic pe care l-am pus noi pentecostali. Dar să știți că stăruință se numește când de ani de zile te rogi pentru tovarășul de viață nemântuit. E rugăciune stăruitoare. Stăruință se numește când te rogi pentru un copil care s-a făcut mare și care nu mai vrea să vină la adunare. Stăruință se numește când a venit o boală și deși ești încă tânăr, nu mai poți să muncești să-ți câștigi pâinea pentru copii. Urmează să le faci nunți și nu mai ești în stare de sănătate. Și te rogi de un an, doi, trei, cinci, Doamne, ai milă de... Ce, ce știu eu ce te doare? Se numește rugăciune insistentă. Și până când o să insisti? Până când primesc. Când noi ne-am rugat, pentru anumite persoane ne-am propus să ne rugăm până când ne ascultă Dumnezeu. Ai e rugăciune insistentă. Ei, femeia asta n-a spus, mai mă duc și azi și gata. A spus așa, mă duc și astăzi, punct. Și mâine, când s-a făcut dimineața, a zis, mă duc și astăzi, punct. N-a zis, mă duc și astăzi, și gata. Și gata nu există, pentru că e insistentă. Vedeți, noi ne rugăm de la 9 la 10, duminică dimineața, nu mai imaginați-vă dacă ne-am propune să ne rugăm puțin mai insistent. Puțin mai insistent. Acolo unde sunteți. Dumneavoastră rugați-vă puțin mai tare. Vecina dumneavoastră, auzindu-vă că vă rugați puțin mai tare, se va ruga după dumneavoastră. Și tot rândul acela, și tot rândul acela, și tot rândul acela se va ruga puțin mai tare. Noi trebuie să ne ajutăm în lupta rugăciunii. Nu uitați, e o luptă. Nu trebuie să ne descurajăm. Spuneam marți că uneori de la învoane se spunea e cineva care deranjează rugăciunea că se roagă tare. Am ajuns să spunem, toată lumea deranjează că se roagă încet. Rugăciunea e o luptă. Rugăciunea e insistență. Nu te opri, nu te opri, nu te opri, nu te opri, nu te opri. E insistență. Dăm, Doamne, dăm, dăm, dăm. Ascultă-mă, Doamne. Nu neapărat doar cu privire la umplerea cu Duhul Sfânt. Ai atâtea nevoi, de ani de zile, atâtea răni. Poate n-ai îndrăzit să ți spui nimănui ce te doare. Poate n-ai ți te frică să te duci la doctor. De fapt, nu te frică, nu poți. Cine știe câte probleme pot, pot fi înghesuite în inima unui muritor? Atunci când vorbim despre stăruință, despre rugăciune stăruitoare, trebuie neapărat să înțelegem că stăruința, rugăciunea stăruitoare, insistentă, este caracterizată de câțiva factori care o explică. Spun asta și închei. Primul factor este importanța. Importanța e convingerea că un lucru trebuie făcut neapărat. Importanța este înțelegerea, convingerea minții că un anumit lucru trebuie făcut neapărat. Este mâncarea importantă? Este. De ce nu zici, a, ah, mai deschid acum frigiderul, mai scot supă din oală? pun într-o oală mai mică, o pun în microwave, de acolo o pun într-o farfurie și mai mică, o pun pe masă, îmi pun șervețel, îmi pun tacâmuri, mai mă rog, A, mă duc și mă culc. Păi fa asta de 10 ori și nu o să te mai duci să te culci. Mâncarea este importantă și de aceea mănânci. Dacă lucrul pentru care te rogi este important, te vei ruga în continuare. Dacă nu e important, îl vei lăsa deoparte. Poate un om să uite dacă e bolnav, bolnavul să știți că se roagă mereu și mereu pentru boala lui. Știți de ce? Cine aduce aminte? Durerea. Durerea este poștașul. Te înțeapă, te doare, nu poți să dormi, ai amețeli, nu poți să mănânci și chestia asta îți spune mereu. N-ai încotro, roagă-te. Aș vrea, dragii mei, să ne gândim ca niște adulți care, indiferent dacă ne potrivim cu totul în felul în care am prezentat mesajul sau nu, noastră știți că rugăciunea este unul dintre primele lucruri care caracterizează pocăința unui pocăit. Știți că este unul dintre primele feluri de mâncare consistentă care întărește inima unui neprihănit. Știți că este o practică bisericească greu de făcut, iar dacă o faci, e greu de făcut permanent, necurmat. Vă spun încă o dată și îmi spun și mie că eu sunt la fel ca dumneavoastră un om, un muritor. Angajați-vă să ridicați puțin ștacheta rugăciunii, a timpului de rugăciune, a intensității de rugăciune, a unirii rugăciunii cu postul, a unirii rugăciunii personale cu altora. Doi sau trei, dacă se unesc să se roage pentru ceva, Dumnezeu îi ascultă. Puneți-vă pe inimă să veniți să fiți mai punctual la timpul de rugăciune de la biserică. Puneți-vă pe inimă să veniți măcar o marțe, două, trei, dacă nu puteți în fiecare marțe. Puneți-vă pe inimă să fiți mereu de la ora 8 la rugăciune, pentru că e dimineață, depinde doar de ceasul deșteptător. Și dacă seara ai poruncim să ne trezească, ăsta să ține de cuvânt, ne trezește. Numai dacă nu, îl reducem la tăcere apăsând pe bumb. Vă, vă, vă rog în seara aceasta să înțelegeți că viața noastră, casele noastre și biserica aceasta, în mare măsură depinde de rugăciune. Și noi toți trebuie să ne unim, să ne disciplinăm și să ne schimbăm rugându-ne mai mult. Haideți să încheiem serviciul divin cu rugăciune. Vă rog să stăm în picioare și fiecare cum îl îndeamnă Duhul să se roage. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betanii.church sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi.betani.cc Până data viitoare când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia